Bună ziua și bine v-am găsit, dragi telespectatori și prieteni ai emisiunii Portocalii Aurii. Astăzi sunt singură în emisiune pentru că avem foarte multe lucruri de vorbit, lucruri foarte importante și nu aș fi avut timp să vă povestesc despre tot ce am avut în plan, dacă aș fi avut un invitat. Dar înainte de a intra în miezul problemei, ca să zic așa, pentru că suntem în primele zile ale primăverii și vedeți că am și eu un mărțișor în piept primit de la un suflet drag, de la fiul meu, vă doresc o primăvară minunată și fie ca toate binecuvântările divine să coboare asupra voastră, să avem o primăvară plină de căldură, să se dezghețe toate ghețurile sufletești, ca să zic așa, și să ne încărcăm inima de lumină, pace și iubire. Să avem sănătate, belșug și rodnicie în toate. Și pentru că am observat că se spune și la mulți ani, la mulți ani la începutul primăverii. Și acum să intrăm în ceea ce aș vrea să vă povestesc și despre ce aș vrea să vorbim acum în această emisiune. O să fie trei calupuri, ca să zic așa, trei lucruri diferite, dar legate între ele cu un fir roșu și alb, că tot e mărțișorul. Sunt trei lucruri diferite în aparență, dar în esență sunt aceleași noțiuni pe care trebuie să le stăpânim foarte bine înaintea ascensiunii noastre. Deci, mai întâi aș vrea să vă povestesc despre recuperarea filamentelor de suflet. Bineînțeles, cei care vor să afle mai multe lucruri și să se elucideze și să afle toate detaliile și în profunzime, pot să afle de pe net sau de pe unde găsesc ei, sunt și diverse cărți, despre anatomia sufletului. Există niște cărți foarte bune la Saint-Rachel despre anatomia sufletului și vă puteți lămuri suplimentar despre tot ceea ce înseamnă divizarea sufletului din sursă. Ceea ce vă pot spune eu este că aceste filamente de suflet se pot pierde extraordinar de ușor. De fiecare dată când avem o traumă sufletească, se pierd niște filamente de suflet, se pot pierde în relații, la job, în familie, în traume, în divorțuri, în spitalizări, în certuri și este foarte ușor să le pierzi chiar și când mergi în călătorii, în țară sau în afara țării, departe de locul tău unde locuiești, undeva unde îți place foarte mult, deci se pot pierde și pe energie pozitivă, undeva unde te simți foarte, foarte bine și când pleci simți așa că ai un gol în inimă și când vii acasă nu-ți mai place nimic. Te simți obosit, te simți devitalizat, deci ce ai făcut? Ți-ai lăsat o bucățică din suflet în locul respectiv și există și expresia mi-a rupt sufletul sau mi-a lăsat sufletul acolo. Filamentele sunt foarte sensibile, ele se atașează la cerința noastră, că noi suntem șeful lor și unde spui că mi s-a rupt sufletul, deci ele acolo au și rămas automat. Ideea este că în ascensiune este foarte importantă recuperarea acestor filamente de suflet. Nu, eu pot face ședințe energetice și lucru energetic pentru a identifica dacă sunt de recuperat filamente de suflet puternice din alte vieți, dar și din asta, fragmente unde v-ați pierdut puterea, pentru că de fapt asta se întâmplă de fiecare dată. Cu fiecare fragment recuperat și integrat, trebuie lucrat pentru a-l putea să-l susții, pentru că altfel îl pierzi din nou, foarte repede.
cum se întâmplă cu atâția oameni care fac meditații și cursuri și muncesc spiritual cu ei, nu poți să spui că nu fac nimic, dar cu toate astea se simt tot fără putere, pentru că nu le integrează corect, de fapt, cu fiecare filament de suflet integrat corect, te reîmputernicești, îți recapezi puterea din ce în ce mai mult. Și povestea e că, ideal, înainte de ascensiune, trebuie să ai cât mai multe filamente de suflet integrate. Dacă la modul ideal ar fi toate, ca să poți să mergi cu toate aspectele tale în lumină. Așa ar fi ideal. Dar sunt multe și nu este o treabă foarte ușoară. Este de muncit ca să poți să recuperezi majoritatea filamentelor de suflet pierdute. Eu vă pot ajuta în acest sens. Aici am vrut neapărat să vorbim despre asta și aici o carte foarte bună, cred că v-am mai spus odată acum vreo două luni despre ea, vă reamintesc, așa cum zicea Ivan Hovu, reamintirea este mama înțelepciunii. Vă recomand din nou să citiți cartea lui Alberto Villoldo, Să refacem trecutul și să vindecăm viitorul prin recuperarea sufletului. Al doilea lucru despre care aș vrea să vorbim acum sunt liniile de timp multidimensional. Aici este o poveste destul de complexă, care necesită intrarea un pic în adâncimea, în profunzimea lumii spirituale. Pentru că noi avem aspecte de timp împrăștiate în liniile de timp. Ideea este că pe măsură ce tu ai muncit cu tine, pe măsură ce tu ai început să te cureți, să devii mai puternic, mai integrat, să recuperezi filamente de suflet multe, deci te-ai împuternicit, vor începe să vină la integrare și unificare și aspecte ale tale din diverse linii de timp. Trebuie lucrat și cu ele. Poate unele dintre ele care vă observă că v-ați împuternicit vin să ia lumina din voi și veți începe să vă simțiți obosiți, singuri, triști. Atunci trebuie să le observi. Aici este partea mea de expertiză, să observ care linii de timp au venit la integrare, ce avem de făcut aici. Pentru că trebuie conectate la sursa de lumină. Nu se extragă din tine energie. Aici este o muncă, practic, o combinație între recuperarea sufletului și vindecarea energetică. Este un aspect dublu. Dar înainte de a trece mai departe, este necesar să înțelegem ce înseamnă noțiunea de dimensiuni multiple. Ceea ce trebuie să înțelegem este că noi percepem linia de timp și cum interacționăm cu alte linii temporale. Imaginați-vă o linie de timp care conține viața voastră așa cum o percepeți. Este organizată ca timp trecut, prezent și viitor, fiindcă așa trăim noi experiența vieții în acest moment. Dacă eu v-aș spune, nu știu cât o să mă credeți pe cuvânt, dar sunt studii științifice, nu vă spun din povești, că există niște linii temporale care se mișcă alături de noi. Nu sunt chiar paralele, dar ele se mișcă alături de noi. Este important să înțelegeți că liniile de timp paralele nu sunt niciodată perfect paralele una față de cealaltă și că în realitate ele nu urmează o linie perfect dreaptă. Nu este ca linia vieții noastre trecut, prezent și viitor. Imaginați-vă două sau trei linii de timp paralele, mișcându-se înainte și înapoi, conform unor tipare vibraționale diferite.
poate pe o linie paralelă ești în dimensiunea 7, aici ești în dimensiunea 3. Acolo vibrezi în lumină, aici ești în carne și oase. Sunt lucruri complet diferite, altă vibrație, aici ai vibrație densă, te miști conform timpului și spațiului, din punctul A în punctul B îți ia timp, acolo se petrece totul instantaneu. Însă, uneori, liniile paralele de timp se apropie una de cealaltă și alte ori ele se depărtează foarte mult. Și deși se deplasează spre aceeași direcție, ele sunt totuși defazate. Nu sunt niciodată perfect aliniate. Ideea e că noi existăm paralel în mai multe dimensiuni. Imaginați-vă aceste linii temporale mișcă, se ondulează înainte și înapoi. Și fiecare are o proprie și experiență distinctă, unică a sufletului, ca și când există în același timp mai multe versiuni de tu. Eu personal m-am întâlnit în ultima perioadă cu 24 de versiuni paralele ale mele, ceea ce una dintre ele a fost chiar așa, ca și cum aș fi dat nas în nas cu ea. Nu a fost plăcut, n-am avut ce să fac, a trebuit să lucrez cu ele și să le integrez și să le duc pe toate în lumină. Există un experiment care se petrece din când în când, când unele dintre liniile paralele se apropie foarte mult una de cealaltă, de noi, practic, de noi cei din 3D. V-am zis, când deja începe să vă vindecați, când sunteți mai împuterniciți, când sunteți mai curați, când ați atins niște nivele de evoluție foarte înalte, pentru că știu că începe să le și vede și să le și discerneți și atunci ele încep să vină pentru că au nevoie și ele, câte una dintre ele, de vindecare. Cum linia timpului este de fapt o iluzie, pentru că în eternul există doar eternul acum și noi, practic, linia timpului de aici este o iluzie. Când aceste linii paralele de timp se interconectează, sunt ca niște scurt circuite, efectiv așa se simt. Mă rog, unii le simt ca tristețe sau ca fericire din senin, nu știi ce te emoționează, te-a emoționat ceva și nu știi de unde, sau dintr-o dată te-a bușit un plâns și iarăși nu știi de unde, e posibil că ai interacționat cu o linie paralelă de timp a ta. Îți creează, dar de fiecare dată când ele se intersectează, lasă amprente în timpul acum. Asta creează și iluzia că se produce instantaneu o mișcare înainte și apoi în linia temporală. Asta îți creează ție, pentru că mintea noastră trebuie să traducă într-un fel. Mintea noastră are niște limite. Folosim foarte puțin din ea. Și atunci ea, ca să traducă în termenii noștri recunoscutibili, creează iluzia asta de acum. Creează mișcarea asta. În clipa în care este rescrisă istoria, pentru ca ea să coincidă cu viitorul modificat în care este în acel moment reprogramat în realitatea voastră, aceste amprente afectează linia timpului și trecut și viitor, chiar în clipa în care se întipăresc instrumente pentru spiritele care se pretind că sunt oameni. Ideea pe care aș vrea să o reținem este că timpul și linearitatea timpului este o iluzie. Tot ce trăim noi aici în acest plan face parte dintr-o iluzie pe care noi ne-am ales-o ca să jucăm un joc al spiritului, de a pretinde că este om. Ceea ce facem în acest moment noi aici este doar un joc, pur și simplu.
Și eu și mulți alții care au scris despre acest lucru sau despre care ați aflat deja o draie de filme SF, unul dintre ele foarte, foarte bun e Cloud Atlas, extraordinar, cu liniile de timp paralele. Dacă nu l-ați văzut încă, vi-l recomand cu mare căldură. Eu încerc doar să vă familiarizez cu aceste instrumente practice de care veți avea nevoie în viitorul apropiat și în procesul de ascensiune pentru a evolua ca oameni cu puteri de plin. Simpla înțelegerea faptului că poți să-ți rescrii propria istorie și propriul viitor te face să trăiești niște experiențe complet diferite, niște experiențe încărcate de sevă, de incitare, de viață, pentru că îți dai seama că poți să rescrii ceva altceva. Și în prezent, oamenii nu văd decât un spectru îngust al adevăratei realități. Probabil că în viitor vor fi mulți care vor vedea ca mine sau ca cei care au scris toate aceste studii și au făcut toate aceste cercetări. Poate știința va deschide ușile mult mai larg. Sunt infinite posibilități în viitor. Dar ideea este că timpul acum este un cerc, trecut, prezent și viitor, și ele există împreună. Există o parte în voi care însă este independentă dincolo de timp și de spațiu. Este o parte liberă în orice moment să intre în orice dimensiune sau în orice zonă de experimentare dorește. Deci eu acum pot să fiu plecată în America, o parte din mine, și să stau în Sedona și să ascult vântul. Sau o parte din mine este plecată în Norvegia și vede aurora boreală. Este o parte din conștiința mea, eu acum fiind conștientă de toate aceste posibilități, pot să-mi o trimit la comandă și să se încălzească sau să facă niște lucruri relaxante. O parte din tine este liberă la fel, este liberă să aleagă în orice moment, să intre în orice zonă sau dimensiune. Nu uita, ești liber să alegi și lumina și întunericul, este doar la îndemâna ta. Dacă vrei să experimentezi orice fațetă, dar fii atent și gândește-te la riscuri. Recomandarea mea e să alegi întotdeauna lumina, e calea cea mai dreaptă. Din perspectivă pământească, noi suntem în deplasare din punctul A în punctul B, într-un mod absolut linear. Este ca o linie dreaptă. De exemplu, călătorești pas cu pas prin viață, că na, te naști, mergi la școală, te căsătorești, ai un job, faci un copil. Deci pașii pe care îi face orice om într-un timp linear, care necesită timp și spațiu. Cu totul altfel, însă, dintr-o perspectivă multidimensională, eu real nu se dezvoltă în timp. Nu. El este doar cel care experimentează dezvoltare. Eul real nu are nevoie să se dezvolte. El este complex și complet de la bun început. El își permite această experimentare doar prin libera lui alegere. Pentru că dorește să experimenteze dimensiunea a patra, dimensiunea a treia, densitatea, dimensiunea a șaptea. Este libera lui alegere. Această alegere interioară a sufletului este motivată de o cunoaștere a valorii mari a experimentării dualității. Asta pentru cei care se întreabă de ce am venit eu în planul 3D, pentru că este atât de greu.
Tocmai pentru că pentru suflet are o valoare enormă experimentarea dualității. Pentru că e foarte ușor să stai în lumină, să stai liniștit, să stai la dreapta tatălui, să n-ai nicio provocare și alta e să vii în lumea 3D, să te expui tuturor interferențelor, lumină, întuneric, bine, rău, frumos, urât, dragoste, ură. Aici este măiestria pe care și-o dă fiecare suflet, tăria, curajul, puterea, încotro se duce, ce experimentează la sfârșit, când se face calculul cuantic al evoluției unui suflet, pe care fiecare suflet o dă socoteală, ceea ce și la noi, la Biserica Ortodoxă, este judecata de apoi. Atunci se vede cât ai reușit să măestrești tu de bine zona dualității în planul 3D. N-ai reușit? Mai vii o dată, mai o experimentezi. Ideea e să nu te prinzi de tot în acest lanț nesfârșit al samsarei, pentru că multe suflete rămân prinse în dualitate, în lanțul nesfârșit al samsarei, pentru că intervine uitarea de unde ai venit, din lumină, intervine zona asta în care greu te mai recuperezi. La un moment dat trebuie să intervină forțe exterioare ție, și aici îmi vine în minte un film foarte bun pe care iarăși vi-l recomand să vedeți. Eu o să vă recomand tot timpul cărți și filme. Îi zice The Nine, un film The Nine, cu un spirit care trebuia neapărat să plece, pentru că toată familia lui trebuia să ascensioneze, toată familia de suflete ascensiona, și el era singurul care era prins în planul 3D și într-un lanț nesfârșit al samsarei, și atunci a trebuit să vină să-l extragă. Și chiar și samsara, filmul este extraordinar de bun, ca să vă mai lămuriți despre ce vorbim. Din perspectivă atemporală a sinelui spiritual, noi suntem liberi să experimentăm în orice moment tot ceea ce ne dorim, orice punct, de la A la B sau de la A la Z și așa mai departe, cine știe câte litere o avea limbajul universal. Putem activa orice realitate a conștiinței pentru noi, în orice moment, pentru că ideea că suntem dezvoltați că suntem blocați într-un stadiu al conștiinței și de dezvoltare interioară, este tot o iluzie. Sunt oameni care se blochează, atâta pot, atâta știu, nu-și dau voie imaginației, creativității, vizualizărilor. Păi dacă m-aș fi blocat și eu așa, n-aș fi făcut nimic. Deci totul e să ai curaj, să experimentezi, să îți imaginezi, să poți să faci tot ceea ce îți dorești. Motivul pentru care vă atrag atenția asupra acestei perspective este pentru că vă poate ajuta să spargeți barierele interioare. Vă poate ajuta să spargeți valul iluziei, să intrați în contact direct cu propriul vostru sine de lumină. Energia, de fapt, a voastră, esența noastră, a tuturor la origini, este energia unui înger. Pentru a înțelege acest lucru ca pe o perspectivă reală, o să vă explic pe larg, o să încep acum și o să continui după pauză, ce înseamnă timpul. La nivelul cel mai înalt al unității nu există timp. Acesta este nivelul spiritului și al lui Dumnezeu. La unitate există doar Dumnezeu. El este ființare pură. La acest nivel de dezvoltare nu există a deveni, ci doar a fi. La cel mai scăzut nivel există separarea. Separarea în care suntem și noi. Este ca o noțiune științifică abstractă. Și aici, în separare, timpul este o structură obiectivă. Timpul este ceva prevăzut pentru experiențele noastre ca un cadru extern.
Este ca un curriculum vitae pe care îl trimiți atunci când vrei să aplici pentru un loc de muncă, care constă în prezentarea obiectivă și cronologică a faptelor. În acest an am făcut asta, în acel an am absolvit acea școală, etc. Pui accentul pe latura vizibilă exterioară a lucrurilor. Partea interioară a lucrurilor, însă motivația, semnificația, este lăsată pe din afară. Pe nivelele energetice, între unitate și separare, timpul este o realitate care fluctuează cu experiența noastră. Ne vedem după pauză! Continuăm discuția despre timp. Timpul pare că este ceva exterior experiențelor voastre. De exemplu, în planurile astrale, unde călătoriți în timpul somnului și după ce muriți, nu există un ceas al timpului. Ceasul este ultima încercare de a dezlega acest mister care este timpul. Este o mare iluzie. Pe nivelul astral, însă, timpul are altă valoare. Și am descoperit-o în ani întregi de practică. Este legat de experiențele și de ritmul experiențelor noastre. Uneori te întâlnești, te vezi cu cineva, studiești ceva, punctul în care se încheie o etapă, începe altă etapă, nu este determinat de ceasul timpului. Sunt ritmuri ale experiențelor, pur și simplu. Este vorba de fluxul interior, de sentimente. Nu este vorba de timp. Așa vom măsura noi timpul în interiorul nostru. O să vedeți dacă încercați să vă gândiți în ce an a fost, nu știu ce, greu ne aducem aminte. În schimb, pe vremea aia când eram îndrăgostită sau pe vremea când s-a născut copilul meu sau tot felul. Deci este vorba de ritmul experiențelor voastre. Acest sentiment natural al timpului sau ritmului face parte și din viața pe pământ. Aici intervine și subiectivitatea, pentru că timpul poate fi experimentat diferit în circumstanțe diferite. Timpul zboară atunci când ne distrăm, în timp ce timpul pare că stă atunci când suntem în sala de așteptare la un spital sau când stăm la coadă la supermarket sau oriunde avem nevoie de așteptat, în aeroporturi, de exemplu. Cel mai plăcut să stai ore întregi în aeroport, doar dacă te duci să cumperi ceva, pe acolo e mai plăcut. Atunci scepticul ar zice timpul este perceput ca o deplasare înceată, când circumstanțele sunt experimentate ca negative. Și aparent foarte repede, zice foarte repede, într-o clipită, când circumstanțele sunt pozitive. Și nu știu dacă ați observat, în ultima perioadă timpul trece foarte repede, pentru că noi suntem pe nivele de ascensiune din ce în ce mai mari și timpul zboară. Acum e luni, acum e duminică, acum e dimineața, acum e seară. Nici n-ai clipit de 2 ore și a trecut viața. Practic. Se duce. Exact ca în melodia fetiței ălei, a Roxana Zorzolan, care m-a impresionat teribil săptămâna trecută. Exact așa, acum e, acum nu e. Ce ai făcut cu ea? O secundă, dacă ai închis ochii, ai pierdut esența. Și atunci timpul, care este noțiunea de timp, practic, el începe să se dilate, să devină circular, nu mai e linear. Aici, iarăși, trebuie să începe să cercetați și voi mai în profunzime.
Măsura obiectivă a timpului este doar produsul minții umane, care dorește să împartă și să clarifice și să clasifice. Ea are o anumită ordine, o abstractizare a vieții, a tot ceea ce e. Este o iluzie care este produsă de un timp de conștiință, care este produsă și prinsă în credința în separare. Chiar am avut de curând o terapie așa care m-a impresionat și în care pur și simplu întrebarea de la ghis pentru persoana respectivă a fost: ești un om al timpurilor tale? Și răspunsul a fost da. Și ghizii au spus: nu e bine, trebuie să fii un om al tuturor timpurilor, practic. Timpul este o modalitate de a sculpta, practic, existența, în așa fel încât să poți să-i dai un sens. De exemplu, poți spune despre cineva: el este un suflet bătrân. De fapt, ce spui despre asta? Că are foarte mulți ani? Sau te referi că are foarte multă înțelepciune, iubire, echilibru, seninătate, decât o anumită durată de timp? Suflet bătrân, de fapt, se referă la experiența acumulată în timp. Timpul, în acest exemplu, este o dinamică de a deveni în interiorul tău, să devii mai înțelept. Poate fi util în măsura în care îți articulezi ritmul natural și fluxul lucrurilor. Dar când îl percepi ca ceva exterior, el începe să te limiteze și să te distragă. Noi, toți, nu suntem ființe lineare, suntem ființe multidimensionale. Există părți ale noastre care sunt în afara cadrului de timp și există aspecte ale noastre care poate au aspecte îngerești, multidimensionale. Ideea e acum, cât de cât am încercat așa să schițez un pic ideea de timp, pentru că e o chestie foarte vastă și timpul ne mână din spate, că trece foarte repede și o să cer timp sferic acum ca să pot să cuprind cât mai multe, ca să pot să vă spun cât mai multe în emisiunea de astăzi. O să trecem un pic și prin multidimensionalitate. În conformitate cu noțiunea lineară de timp, noi nu putem fi prezenți în mai multe locuri și mai mult de un singur loc în același timp. Pentru că în conceptul linear, eu se referă doar la acest corp, da? La creierul și conștiința mea care este legată de corp-creier. Știința nu poate să explice modul în care corpul și conștiința sunt legate. Potrivit întregului concept, eu pot însă fi peste tot unde se lășluiește conștiința mea. Pot să fiu un timp și spațiu. Exact cum zicea Arsene Boca, mi-a venit acum în minte: de oriunde aș fi, mă puteți chema și vă voi auzi, la fel cum a spus și Iisus: eu voi fi prezent oriunde când doi se vor ruga în numele meu. La fel cum sunt prezenți și arhanghelii peste tot unde este nevoie. Un exemplu de genul ăsta este dacă ești la gară și aștepți trenul și privești așa venirea trenului, începe să zburde mintea și te duci la niște discuții din trecut și ți-aduce aminte niște discuții și stai tu așa și îți dai seama că poate și omul ăla cu care ai avut o discuție a avut un motiv și te gândești că poate ar fi mai bine să-l ierți și ce faci tu practic? Ești în trecut. Conștiința ta s-a dus în trecut și ce face? Rescrie ceva din trecut, da? La fel cum dacă stai pe peron și te gândești la viitor, da? Ce aș putea să fac? Când voi ajunge și mă gândesc și o să fac și o să mă întâlnesc și o să spun ce ai făcut, te-ai dus în viitor. Deci, practic, conștiința ta se duce în viitor. Ce ai făcut? Ai călătorit, practic, ți-ai pus unități de conștiință din interiorul tău, le-ai dus în viitor.
Și practic a avut loc în primul caz, dacă l-a iertat pe omul care a avut discuția, a avut loc o alchimizare spirituală. În al doilea caz a avut loc o vizualizare a ceva bun. Cum sunt foarte mulți oameni care călătoresc cu avionul și cărora le este frică, și cel mai bun mod de a se încuraja ei pe ei ca să ajungă cu bine este să se vadă ajunși la destinație, cum îi îmbrățișează pe cei dragi sau punând piciorul pe pământ. Ce au făcut? Și-au proiectat conștiința. Și atunci, conform legii atracției, a ceea ce gândești, se întâmplă binele. Dacă te gândești însă în viitor la rău, conștiința ta se duce acolo și, conform legii atracției, atragi rău. Aici avem nevoie de foarte mult control noi la nivelul gândurilor, pentru că cu liniile de timp multidimensionale nu o să mai putem să le ignorăm așa de acum încolo la infinit. O să înceapă să ne tragă de mânecă prin tot felul de experiențe, pentru că ele încep să se manifeste simultan. Ne apropiem de punctul zero și atunci o să înceapă să se manifeste simultan și dacă nu ești atent la ele, poți să ai tot felul de surprize, tot felul de experiențe. De asemenea, în faptele fizice, efectiv, sunt și nu sunt importante. Cel mai important însă este reacția noastră la faptele fizice, reacția pe care o avem, pentru că ele formează realitatea și viața noastră. Prin urmare, am putea spune că putem modifica trecutul călătorind prin timp pentru energiile trecute care au nevoie de rezolvare și tot felul de proiecții din viitor. Conștiința este capabilă să se împartă. Poate fi în locuri diferite în același timp, poate sălășlui în realități energetice diferite în același timp, în diverse niveluri de vibrație. Ăsta este sensul multidimensionalității. Conștiința noastră nu se limitează doar la timp și spațiu, la acum. Ideea e că noi avem un acord de bază în clipa în care venim pe pământ. Că o parte a conștiinței mele este întotdeauna legată de corpul meu pământesc. Și asta îmi dă aspectul de om cu mințile acasă, pentru că altfel, dacă e prea mult plecată, sunt oamenii foarte aerieni pe care îi recunoaștem foarte ușor. Sunt oamenii deja visători, mare parte din conștiința lor e în alte dimensiuni, care nu prea mai au treabă cu realitatea de aici. Deci contractul meu e ca o parte din când vin aici în planul ăsta, o parte din conștiință să fie legată de corpul meu pământesc, dar ea nu este limitată la un moment. Eu nu sunt limitată și nici voi de trecut, prezent sau viitor, pentru că ele nu sunt fixe. Eu le pot schimba și pot să încep să dansez, să mă joc pe ele. Ele sunt, nu sunt fixe, sunt schimbătoare și pot să încep să interacționez cu ele de acum și voi la fel. Știți ce înseamnă expresia a fi blocat în trecut? Este cineva care nu se poate elibera din trecut și conștiința lui este plină cu experimente trecute și cu emoții, cum ar fi regretul, remușcarea și durerea. De aici poate să nască și alcoolismul și drogurile și tot, pentru că conștiința lui e în trauma aia de atunci, din trecut, și nu poate să iasă sub nicio formă. Ea nu este aici, e în trup și carne, dar o parte din conștiința ei este acolo, este literalmente în trecut. Ea nu interacționează cu trecutul într-un mod deliberator, să ducă, să rescrie o poveste, să vadă cine a greșit, să ierte, să modifice ceva, să cureze, să trateze, ci doar în durere. A rămas blocat acolo și acolo a rămas.
Deși corpul este aici, conștiința e în trecut. Timpul pentru ea stă pe loc. Și stă, și stă. În timp ce ceasul ticăie și măsoară ani, poate, săptămâni, luni, pentru că ea nu se mișcă, ea a rămas acolo blocată. Asta este un exemplu de multidimensionalitate. Oameni încremeniți în timp, știm și din ăștia o droaie. Fiecare dintre noi avem cunoștințe de genul ăsta care ne povestesc doar de trecut și ce bine era pe vremurile alea și ce minunat sau ce rău, ce dramă s-a întâmplat atunci și acolo, acolo s-au închis definitiv. Când te limitezi la o astfel de versiune îngustă a conștiinței și a multidimensionalității, ai redus multidimensionalitatea la un punct, practic, când tu ești o ființă nelimitată. Prin asta vreau să vă spun că multidimensionalitatea nu este ceea ce tu devii, este ceva ce tu ești deja, așa cum și eu sunt, la fel sunteți și voi. Este natura noastră, a tuturor, este starea noastră naturală de a fi. Adevărata întrebare însă este cum pot fi multidimensional într-un mod eliberator și transformator? Cum pot să fiu multidimensional încât să pot circula liber prin dimensiuni și să nu pierd legătura cu spiritul meu divin? Pentru că fiind multidimensional într-un spațiu de înțelepciune și de conștientizare, ăsta este țelul nostru, adevăratul nostru destin spiritual. Este destinul nostru să devenim creatori multidimensionali și pe deplin conștienți. Asta înseamnă că trebuie să ne eliberăm de iluzia timpului linear, trebuie să ne eliberăm de iluzia că suntem doar corpul nostru, nu, suntem mult mai mult decât doar corpul nostru. Să fii conștient multidimensional înseamnă să mă identific cu ideea că eu conțin divinitatea, eu conțin spiritul din interiorul meu și pot să circul oriunde, liber, în orice dimensiune aleg eu. A fi conștient de multidimensionalitatea ta este o parte absolut importantă a conștiinței noului pământ spre care ne îndreptăm. Conceptul pentru care noi ne luptăm cu chestia asta de multidimensionalitate, cum să fiu eu în două locuri în același timp, este tot un program al minții, că mintea nu poate să fie în două locuri fizice în același timp, pentru că mintea este setată pe ideea de materie, dar noi vorbim aici. Că dimensiunile nu sunt doar locuri fizice, nu sunt bucăți de materie, ca să spun așa. Dimensiunile sunt tărâmuri ale conștiinței. Eu pot să fiu în același bloc cu încă 100 de persoane și să fim fiecare în niște dimensiuni diferite. Eu să trăiesc în noua dimensiune și unul sărac, dragul de el, să trăiască în a treia dimensiune, în același spațiu sau poate chiar în aceeași casă poate să fie dimensiuni diferite. O parte din locuitorii ei să fie în a cincea dimensiune și restul să fie în a treia. De multe ori, multe dimensiuni se întâlnesc chiar și noi și sunt zile întregi în care lucrăm pe un palier foarte extins de conștiință multidimensională. Dimineața suntem 3D, la prânz suntem 5D, spre seară 7D, apoi seara din nou ne ducem către zona 3D. Ideea e că noi suntem maestru, noi suntem creatorul tuturor, noi suntem un stea cu multe, multe raze și trebuie să devenim conștienți că avem mai multe manifestări și că putem să fim liberi să manifestăm orice realitate manifestăm noi. Și acum aș vrea să vă povestesc puțin cât timp mai ne-a rămas din timpul meu sferic pe care l-am cerut să-l am, să-mi ajungă să cuprind cât mai multe. Bineînțeles că nu am apucat să vă spun
nici jumătate din ce am avut în plan, dar poate vom mai continua și data viitoare. Aș vrea să vă povestesc câte ceva despre templele de vindecare. Templele eterice de vindecare ale arhanghelilor. Templele eterice de vindecare ale arhanghelilor, prima interacțiune pe care am avut-o cu ele a fost anul trecut, cu templul arhanghelului Rafael, când am făcut prima terapie pentru o doamnă care se zbătea între viață și moarte, și atunci am primit accesul să o duc câteva minute în templul lui Rafael și doamna aceasta a scăpat cu viață și trăiește și în ziua de azi și eu sunt profund recunoscătoare, o cheamă Ștefania și profund recunoscătoare pentru că ea, practic, a fost atunci micuțul declanșator care mi-a permis accesul în primul templu de vindecare. După aia au trecut multe luni în care nici vorbă, nu mai mi s-a dat accesul acolo, nici pomeneală. Și în noiembrie, după ce m-am întors din Israel, am primit accesul pe mai multe temple. Am început să primesc accesul rând pe rând în templele de vindecare ale arhanghelilor. Până acum am primit accesul pe 8 temple. Prima parte a cursului s-a ținut deja acum 2 luni de zile și în ultimele 2 luni am primit accesul pe alte 4 temple eterice. Dar ca să, iarăși, să înțelegem cât de cât, câtuși de puțin așa, despre ce vorbesc eu aici în ecuația asta, ar fi bine să ne gândim un pic despre ce e vorba în povestea cu arhanghelii. Pentru că foarte multă lume a citit despre arhanghelii și eu, la rândul meu, ani de zile am citit despre arhanghelii, sunt cu aripioare și nici vorbă. Sunt mult mai mult. Sunt o cantitate imensă de informație și energie. Mintea noastră atât a putut să vadă că au niște aripioare. Este o urieșenie de energie și informație. Este niște ființe care sunt foarte aproape de Spiritul lui Dumnezeu. Sunt doar la un pas mai îndepărtați de conștiința absolută. A atins arhanghelii, apoi mai e doar un pas până la conștiința absolută. Un arhanghel este un aspect al lui Dumnezeu care s-a manifestat pe sine însuși, ca o ființă specială, ca un arhetip al realității energetice care transcende lumea fizică. Există un arhanghel al iubirii, unul al adevărului, unul al bunătății, unul al dreptății, unul al relațiilor. Sunt vreo 16 arhangheli identificați până acum și mai sunt probabil și alții. Ei sunt câmpuri de energie, sunt și fiecare dintre ei au un parfum individual. Și de ce divinitatea își externalizează aspectele lui însuși în acest fel? Pentru că divinitatea ce înseamnă? Creativitate maximă. Din bucurie și din creativitate se extinde divinitatea. Ei sunt o extensie și o expresie a nesfârșitei bucurii creatoare a lui Dumnezeu. Arhanghelii nu sunt afara lui Dumnezeu. Nimic nu este în afara lui Dumnezeu. Dumnezeu este în tot. Dumnezeu este prezent în toate energiile create, ca un aspect al spiritului. Deci, ei sunt primii născuți a lui Dumnezeu. Nu primi într-un sens linear al timpului, ci în sensul de a fi foarte aproape de Dumnezeu. Ei poartă în interiorul lor o profundă conștientizare a divinității lor. Oamenii îi percep ca pe o lumină strălucitoare pură. Există arhangheli diferiți și fiecare emană energie ca razele de lumină a unui soare. Arhanghelii pot crea orice forme să trăiască în ele. Ideea este că ei
Ideea este în felul următor: ca orice formă de lumină, ei trebuie să aibă un loc unde se simt protejați și unde lucrează permanent pentru toate ființele. În templele eterice de vindecare ale arhanghelilor ai acces, pe care numai departe de anul trecut nici eu măcar nu le vedeam, dar minte să am acces acolo. Trebuie să te gândești că atunci când se deschide o nouă treaptă a misterelor la un nivel energetic, ea este invizibilă până la momentul respectiv, care nu a atins un anumit nivel de conștiință mai înaltă sau mult mai înaltă decât acea școală care s-a activat. Pentru că informațiile pe care acea școală a misterelor le deține acum trebuie să ajungă la oameni, să-i vindece și să înțeleagă mulți energiile arhanghelilor. Eu voi face curs cu temple de vindecare pe 11 martie, efectiv într-un templu vom face cursul și vom lucra cu 4 temple la care am primit acces, ultimele pe care le-am primit până acum, 4 arhangheli, vom lucra cu 4 temple. Cu templul lui Sandalfon, este templul rugăciunii divine, locul unde rugăciunile sunt transmise către divinitate și unde îngerii se roagă în permanență, templul lui Raguel, unde sunt prezentate relațiile cu tot ce înseamnă ele, și templul lui Raziel, unde aflăm Akasha, și templul lui Mihail, templul adevărului și dreptății, și unde vom descoperi și legea atracției. Vă, dragii mei, multe aș mai fi avut să vă spun, dar sper să ne revedem în curând cu bine și sper să ne vedem și la curs, și la TV, și pe Facebook. Eu vă mulțumesc cu drag și vă doresc toate cele bune și dacă vreți să aflați mai multe despre mine, citiți pe Aura Aurie. Până atunci, drum drept, lumină și multidimensionalitate. Vă iubesc!